faceți campanie? Vin oamenii la vot? Ce vă spun? Interacționați, adică e la situația în care, de exemplu, PSD nu e foarte, cum să spun eu, convins că ar trebui să facem alegeri. Pe de altă parte, vor fi alegeri și aveți candidați, noastră candidați, domnul Rafila, domnul Cercel, da? Vin oamenii la vot, ce vă spun? Oamenii vor veni la vot pentru că înțeleg necesitatea unui parlament legitim. Ca să poți să ai un parlament legitim, așa cum spunea și Ion Meioniță, este nevoie să facem alegeri. 1. 2. Campania e online. Ați văzut acum că aproape oricine are telefon mobil, aproape oricine are Facebook, Instagram și așa mai departe. Oamenii intră, dar mă aici scuza, este... sunt comunități rurale în România, probabil și în județul Timiș, unde nu există cred că rămâneți surprins, domnul Orcan, am fost acum pe județ de două săptămâni, mă duc pe sate din județul Timiș și, apropo, pentru mine personal, pre-campania electorală a fost o școală de a mă trezi la o realitate la care n-am știut că există, în sensul în care viața mea se învârtea în jurul Timișoarei și nordul capitalei României, ori am constatat că încă avem în județul Timiș multe sate sau multe comune în care dezvoltarea lasă de dorit. În ce sens? În sensul în care avem străzi neasfaltate, avem oameni care încă folosesc sobe de teracotă. Ce să vorbesc, dacă în școli în Timișoara avem sobe de teracotă, ce să zic de... În orașul Timișoara sunt în orașul sobe Timișoara de sunt încă chiar da, și licee cu... Oamenii ce teme au, apropo de situația în care este? Le frică de sănătate, le frică de economie, de problemele economice? Predominant, ce vor oamenii vă spun în pandemie? Eu, la satele pe care am apucat să le vizitez și comunele unde am fost personal, majoritatea oamenilor nu avea nicio treabă cu COVID-ul. Adică cum l-am întâlnit? Adică nici măcar, doar atât știau că există COVID la televizor. Oamenii erau pe stradă, n-aveam nicio treabă cu distanțarea socială sau cu... Dar asta nu e bine, domnul Cionca, și e și responsabilitatea politicienă să le spuneți. Da, aveți perfect dreptate, am făcut și măști cadou comunităților, însă dincolo de asta știți ce cred că ne lipsește nouă ca și țară, domnul Mănăstire? Ne lipsește cultura civică. Când eu am fost elev, cred că în clasa a șaptea studiam cultura civică. Astăzi nu se mai face cultura civică. Astăzi doar de dirigenție este folosită în alte scopuri și oamenii nu înțeleg că e necesar să te separi sau să te distanțezi, e necesar să te protejezi în primul rând pentru protecția ta și a celor dragi. Da, eu v-am întrebat altceva. Ce vor oamenii, da? Oamenii vor... Le e frică de situația economică, le e frică de... Spuneați că de pandemie nu le e frică. Bun, da, dar le e frică că rămân fără locuri de muncă, le este frică de faptul că s-ar putea ca mâine zi să își piardă copiii unii dintre ei și având în vedere că pensiile sunt cum sunt în România, foarte mulți bătrâni ai României, cel puțin în județul Timiș pe care i-am întâlnit, depind de purtat de grijă a copiilor lor și toate lucrurile acestea nu fac altceva decât să amplifice starea de îngrijorare a oamenilor pentru ziua de mâine.